Pentru mine este o provocare, pentru că chiar m-aș bucura enorm să reușesc în compromovare. Cu siguranță se va fi cea mai grea, pentru că am început cu doar cu un punct, într-o serie foarte grea în care s-a investit foarte mult la Arad, la Sibiu, la Hermannstadt, la Chindia, are aceeași echipă de foarte mulți ani. Suntem priviți așa ca și outsideri, dar sunt încrezător, am început bine, sper să continuăm. Am venit să muncesc, o mare provocare pentru mine, chiar dacă este Liga a doua. Multă lume a crezut că nu am să accept, dar am acceptat și obiectivul meu personal și președintului Florin este să promovăm. Ar fi minunat să noi să fim primii care promovăm în istorie Călăraș în prima ligă. Țin foarte mult la respectul fotbalistului, nu neapărat prin comportament, cât prin faptul că prin ceea ce oferă în teren, cum se antrenează și cum încearcă să facă ceea ce cer eu. Țin foarte mult la fotbaliștii care sunt dedicați 100%. Nu-mi plac fotbaliștii care nu pot, dar au pretenții. Pentru mine ăștia sunt cauză pierdută. Este o muncă complexă. Îmi place să impun o disciplină atât în teren cât și în afara lui, dar nu genul de discipline dictatoriale. Îmi place fotbalistul care are evoluții bune și emite pretenții. Da, dânsul a venit cu o mentalitate pozitivă, să spun așa. Pune foarte mult accent pe disciplină, disciplina în afara terenului, disciplina tactică și asta ne poate ajuta foarte mult în timpul meciurilor și trebuie să ascultăm de dânsul. Nu este deloc exigent, este exact cum trebuie să fie un antrenor. Într-adevăr, am început campionatul foarte prost. Am avut un punct după 3 partide, iar apoi lucrurile am văzut că s-au rezolvat. A venit domnul Brișan, care l-a dus pe domnul Alexa. Lucrurile au început să-și revină la normalitate. Acum o luăm pas cu pas, meci cu meci, încerc să-mi ajut echipa cât de bine pot, prin evoluții în primul rând, iar dacă pot să marchez, cu atât mai bine.